Peste 200 de foști mineri, acum pensionari, au pichetat sediul casei de pensii de la Petroșani. Au scandat jos guvernul și i-au făcut pe cei care le-au tăiat pensiile hoți. Protestul a fost organizat de Uniunea Națională a Muncii Valea Jiului, partea Federației Meridian, și în centrul municipiului Petroșani s-au adunat oamenii nemulțumiți de deciziile de pensie care le-au diminuat pe hârtie veniturile, consemnează jurnaliștii de la Cronica Văi. Jiului. În legătură cu pensionarii care sunt nemulțumiți de cuantumul pensiei după recalculare, Casa Națională de Pensii spune că aceștia pot contesta decizia în instanță în termen de 45 de zile de la primirea acesteia. Foștii mineri din Valea Jiului, nemulțumiți în urma recalculării pensiilor, au intenționat să se constituie într-o asociație, entitate care să le reprezinte interesele în instanță. Însă acest lucru nu a fost posibil, le-au răspuns avocații, deoarece fiecare caz are propria particularitate și, în final, s-ar fi ajuns tot la sute de dosare care trebuiau judecate de magistrați. Protestatarii nemulțumiți de rezultatul noii formule de recalculare prin care unele pensii au fost micșorate simțitor au cerut demisia guvernului și au spus că în 26 septembrie vor pleca cu trenul la București să ceară socoteală celor care le-au tăiat pensiile.